Nici nu a trecut bine peste scandalul palmierilor plantați la Unirea că primarul sectorului 3, Robert Negoiță, este luat acum în colimator de procurorii anticorupție. Agenția Națională de Integritate a cerut DNA să-l cerceteze pe edil pentru posibile fapte de corupție în care ar fi implicată și familia lui. Negoiță este bănuit că ar fi abuzat de statutul său pentru a-și ajuta părinții și fratele cu contracte din bani publici. Agenția Națională de Integritate susține că are indicii că Robert Negoiță ar fi comis infracțiuni asimilate celor de corupție, încă de când a fost ales primar al sectorului 3. Așa că inspectorii de integritate au sesizat Direcția Națională Anticorupție ca să-l cerceteze pentru modul în care administrația domeniului public, instituție subordonată primăriei sectorului 3, a închiriat vreme de 2 ani și jumătate un microbuz de la o firmă în care părinții și fratele edilului au funcții și calități și pe care ulterior compania de salubritate păstorită de Negoiță l-a cumpărat. Din cele două contracte, firma familiei Negoiță ar fi încasat peste 40.000 de euro. Părerea mea, în perfectă cunoștință de cauză, că e o aberație. Se face acum vâlvă mare, Negoiță dă contracte familiei, iar la final, când se va demonstra clar că nu e adevărat, nu va mai scrie nimeni nimic. Robert Negoiță va trebui să dea explicații în fața procurorilor anticorupție în legătură cu sesizarea Agenției Naționale de Integritate, așa cum a mai făcut-o în repetate rânduri în alte dosare penale. De altfel, în trecut, primarul sectorului 3 a mai ajuns la DNA exact cu mașina despre care Ani susține că ar fi fost tranzacționată în mod nelegal. Bună ziua. Ați venit cu Duba, nu e servă. Nu, asta e mașina mea cu care merg să duce. Inspectorii de integritate susțin că Robert Negoiță ar fi vinovat și de fals în declarații. Vizate sunt alte două contracte. Unul se referă la închirierea de către aceeași companie de salubritate a unui teren de 2390 de metri pătrați, aflați în proprietatea familiei Negoiță. Primăria ar fi plătit vreme de 2 ani și jumătate aproape 350.000 de lei. Ultimul contract pe care vor trebui să-l ancheteze procurorii DNA se referă la închirierea de către firma de construcție a primăriei de echipamente și utilaje deținute de o firmă a părinților și fratelui primarului Negoiță. În acest caz, familia edilului ar fi încasat peste 30.000 de lei. Vă asigur, zero, nimic, nu există așa ceva. Este absolut halucinant ce scriu dânsi acolo. Dacă țin neapărat să facă de râs, ce pot să mă împotrivesc eu? Primarul sectorului 3 este deja cercetat de DNA pentru suspiciuni de abuz în serviciu în alte două dosare penale.